Bulgaria este din nou destinația preferată de români de Paște. Sună deja deja vu, însă se pare că tot mai mulți aleg să-și petreacă sărbătorile peste hotare, fie datorită prețurilor, fie modului în care sunt tratați. Cert este că turiștii se bucură de fiecare moment din concediu. De cum au ajuns la hotel, iubitorii de apă nici nu au stat pe gânduri și au dat imediat fuga la piscină. Super caldă! Dar vă invităm! Vă invităm la baie în piscină! Cum petreceți aici? Poftim? Cum petreceți de Paște? Super bine! Nu ne așteptam! Super, super! Nota 10 cu felicitări! Chiar mă bucur, am venit cu familia în Bulgaria și profit de vremea așa bună să fac o baie răcoritoare. Nu e rece apa? Nu, încă nu. E chiar în regulă, asta să stăm chiar acum. Cred că o să fie o baie foarte bună. Unii au preferat să se plimbe prin stațiune și să cumpere suveniruri, pe când alții au ales să se relaxeze la restaurant pe ritmuri de muzică tradițională. De ce ați dat? E mai frumos, lumea mai primitoare, ofertele mai bune. Veniți destul de des? E prima dată. Așa, ați fost impresionat? Foarte impresionat. N-am să mai merg la Constanța, aici o să vin. Foarte frumos. Și acum ce faceți? Cumpărăm, cu banii care îi cheltuiam acolo, cumpărăm suveniruri. Pentru familii, pentru nepoțele, pentru copii. Sunt foarte mulți români în stațiune. 95%. Români. 95% români. Să vină toți aici, să nu mai stea acolo, că n-are ce să facă acolo. Super ok. Super bine. Prețurile acceptabile, condițiile excelente. Păcat că și la noi în țară nu se ocupă cine trebuie. Vremea foarte bună. Foarte bună. Foarte bună. Mulțumiți de toate condițiile. E prima oară când veniți? Prima oară. Și vă gândiți că mai reveniți? Sigur, cu siguranță, cu siguranță. Veți reveni. 100%. Al treilea an de când venim aici, este foarte bine, a fost un Paște excepțional, o pregătire pe suflet, cu spectacol, cu tot ce trebuie. E primul Paște în formula de 3 și avem un pic emoții, dar se pare că se descurcă tati cu el, nu e problemă. Paște fericit tuturor românilor, am ales să venim aici pentru că aici venim de obicei în familie, în formula restrânsă. Și cum vă zice? Foarte bine. E în regulă, e frumos și în țară, un an în țară, un an la Bulgari. Cum reușim. Și cum în fiecare an tot mai mulți români aleg litoralul bulgăresc, angajații unităților hoteliere au învățat și limba română. Pentru Paște avem destule, sunt deschise hotelurile de 4 și de 5 stele și avem turiști foarte buni ca anul ăsta, sunt foarte mulțumiți. Vremea a dat Dumnezeu să fie bună și astăzi și ieri. Și ne bucurăm la turiștii noștri. Diferite hotelurile au făcut diferite programuri, majoritatea au făcut și au chemat și preoții, au făcut slujbă în hotel. It's pretty popular on the Romanian market and each year we have an increase. Resortul este popular pe piața românească și în fiecare an avem creșteri. Oamenii se simt în siguranță aici pentru că este izolat și foarte bine păzit. Noi avem parcare gratuită, internet gratuit, iar în piscină este apă minerală de la două izvoare, pe care o încălzim. Avem DJ din România, care va menține atmosfera timp de 3 nopți atât în restaurant cât și în lobby. Hotelurile de la nisipurile de aur din Bulgaria sunt rezervate în proporție de 100% pentru vacanța de 1 mai.